la mea prima, de la Burgerești. Da. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și nouă bărgăreștenilor. Din ceea ce am văzut aici, am înțeles că cine vrea poate, așa că și noi bărgăreștenii dorim să avem apă curată 24/24, să avem rețea de canalizare, că deocamdată nu avem, și să nu plătim acele amenzi care vor veni de la anul. Așa că dorim să facem și noi lucruri bune și vă așteptăm cu drag să vedeți ceea ce puteți să faceți și pe zona noastră. Vă mulțumesc! Domnul primar de la Târgu Trotuș. La întâlnirea precedentă era doamna viceprimar. M-am speriat. Bună ziua, mulțumesc domnule director, domnule stimați colegi primari, doamnelor și domnilor invitați. Mă numesc Adrian Paul Forcu, sunt primarul comunității Trotuș la primul mandat. Un primar atât de tânăr și atât de îmbătrânit de problemele preluate. Domnul primar de la Onești este același coleg de suferință de la bun început din anul 2016, când am preluat mandatele cu datorii imense, fiind zbătându-ne practic și doamna primar de la Părgărești, zbătându-ne în aceeași problemă comună. Am să-i mulțumesc domnului Cezar Olteanu aici de față. El a adus prima oară discuția de Raja. Mi-a adus un asemenea formular la mine acasă, acum câteva luni, și am zis că Raja este scăparea noastră. Eu unul am deținut recordul la nivel de comună sub 6.000 de locuitori cu datorii de 3.700.000. Am stat aproape o lună fără apă pe timp de iarnă. Nu ne-au înțeles, n-au vrut să mă înțeleagă. De aceea am spus, când am auzit de Raja și am văzut ce este capabilă să facă Raja, am zis că da, o să trebuiască, și chiar l-am sunat pe domnul primar, i-am cerut detalii, respect seriozitatea dumneavoastră. Se vede că într-o lună, sper să vedem, să ne adunăm și la întâlnirea de un an. Și mai devreme. Sigur, sigur, sigur. Și aveți toată deschiderea noastră. Vom colabora, vom face totul. Problema principală, în momentul în care ceva nu merge bine, primarul devine. Clar. Și ca lucrurile să se decurgă normal, pentru că apa înseamnă viață, sper să colaborăm pe viitor, un viitor împreună. Vă mulțumesc frumos! Vreau să mulțumesc domnilor primar pentru aprecierile pe care au adus companiei noastre. Cu siguranță nu o să ne facem de rușine și tot ce am scris acolo. Vi le-am dat și în mape, toate datele astea, așa că ne puteți controla. Eu vreau să vă spun că toate vor fi puțin mai devreme. O să vedeți că așa va fi. Aș vrea totuși să mulțumesc mult de tot, pentru că sunt doi oameni cu deschidere, domnului vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnul Vlase, domnul senator Benea, care au sprijinit intrarea unui nou operator regional în județul Bacău, admițând concurența. Pentru că dacă astăzi este un operator regional puternic care concurează Crabul în județul Bacău la el acasă, se datorează mult celor doi oameni care au sprijinit acest lucru.